queste puntia ceduce la Iisus, la cel ce ne așteaptă să ne primească sus, în pacea și lumina ce n-are în veci apus. Să trăim prin moarte, El ne cheamă răsplata s-o primim pe veci în fericire cu dânsul să domnim. Adesea noi știm că ne-a iertat, spălându-ne păcatul în sângele-i curat, ce pe altarul crucii Iisus și l-a vărsat. Iisus e viața. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci, spune Domnul. Lăudați să fie Iisus Hristos. Excelențele voastre, preasfințite Aurel, preasfințite și arhiepiscop Piero Cocea din Pesaro, sfințile voastre, părinți profesori, îndurerată familie, domnule Miti, onorată și întristată asistență, dragi elevi și eleve, iubiți credincioși, aici, în catedrala noastră, stăm în jurul unei persoane care a crezut în înviere. În învierea care presupune o despărțire, dar nu o despărțire, ci o întâlnire. O întâlnire cu cel pe care el, profesoara Mariana, l-a întâlnit și l-a slujit. Și crezând în el, se va bucura să-l vadă. Nu este o despărțire, ci este o despărțire care ne unește în biserică, cei vii se întâlnesc cu cei morți. În biserică, aici unde Hristos este prezent cu crucea sa și învia din morți. Către El îndreptăm acum rugăciunea noastră ca să învrednicească pe profesoara Mariana de bucurie veșnică, iar pe noi să ne mângâie și să ne facă să ne întâlnim odată cu ea în împărăția lui Dumnezeu. Ascultăm acum cuvântul care prezintă activitatea și viața profesoarei Maria.
Doamna profesoară Mariana Georgeta Purțuc, născută Verusi, bunicii din partea tatălui fiind italieni, a văzut lumina zilei în sărbătoarea Bunei Vestiri din anul 1953, la 25 martie. A absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași în 1976, iar în 1997 a obținut doctoratul la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. A primit titularizarea pentru Catedra de Limba și Literatura Română la Școala Normală Vasile Lupu din Iași, astăzi Colegiul Pedagogic Vasile Lupu. Aproape 40 de ani a lucrat cu profesionalism și devotament la formarea viitorilor educatori și învățători. Între anii 1994 și 2002 a fost director al Școlii Normale Vasile Lupu din Iași, iar între 2014 și 2016 a fost director adjunct. A organizat simpozioane și manifestări culturale, a participat la stagii de formare profesională în diferite țări europene, a coordonat lucrări de grad, a făcut parte din diferite comisii naționale pentru redactarea programelor și manualelor școlare. A fost ani la rând profesor asociat al Universității Alexandru Ioan Cuza, în special al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației. A desfășurat o bogată activitate publicistică, scriind diferite cărți și articole de specialitate. Competența profesională, înalta ținută intelectuală și dăruirea umană de care a dat dovadă, vor rămâne pentru totdeauna întipărite în memoria celor care au cunoscut-o. A fost un dascăl și un mentor desăvârșit. A iubit mult biserica în care a primit botezul, fiind atașată de rugăciune și liturghie și având o devoțiune specială pentru Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea. A contribuit la înființarea unor clase cu profil de teologie romano-catolică în cadrul Colegiului Pedagogic Vasile Lupu din Iași și la înființarea Facultății de Teologie Romano-Catolică în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. A pus bazele Fundației Pro-Educațione. S-a implicat în numeroase opere sociale și de caritate. O boală descoperită în urmă cu 4 ani, dar care s-a agravat în ultimele luni, a dus la încetarea ei din viață în ziua de marți, 19 iunie 2018, într-un spital din Iași. S-a pregătit pentru momentul trecerii la Domnul, rugându-se și primind Sfintele Taine. A murit în pace cu Dumnezeu, având alături persoane care au iubit-o și au respectat-o. Credința în Mântuitorul a întărit-o și i-a dat speranța învierii și reîntâlnirii cu noi toți. Dumnezeu să o odihnească în pace. Fraților preiubiți, ne unim acum în rugăciune pentru a implora bucuria reîntâlnirii profesoarei Mariana cu cel pe care l-a iubit și slujit. Regelui pentru care toate trăiesc, veniți să ne chinăm. Veniți să cântăm cu veselie Domnului, să strigăm cu bucurie către stânca.
ne rugăm. Ascultă cu bunătate, Doamne, rugăciunile noastre. Sporește în noi credința în Fiul Tău înviat din morți și întărește-ne speranța în învierea slujitoarei Tale, Mariana, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din Cartea Înțelepciunii. Sufletele celor drepți sunt în mâna lui Dumnezeu, iar chinul morții nu se va atinge de ei. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire, plecarea lor din lume li se pare o mare nenorocire. Moartea pentru ei înseamnă pierirea, dar cei drepți sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor au trecut drept pedepsiți, nădejdea lor i-a dus la nemurire. Pentru o pedeapsă ușoară vor primi o răsplată mare, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor, i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot, iar în ziua judecății vor străluci. Vor scânteia ca paiele care ard într-o miriște, vor judeca popoarele și le vor stăpâni. Domnul va fi împăratul lor pe veci. Cei care își pun încrederea în Domnul vor înțelege adevărul, iar cei care sunt credincioși vor rămâne în iubirea Lui, căci harul și îndurarea sunt răsplata aleșilor Săi. Cuvântul Domnului. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște la pășuni verzi, mă conduce pe ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Mă călăuzește pe cărări drepte de dragul numelui Său, căci dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și noiaua Ta mă mângâie. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei, și capul cu undele și paharul meu este plin de sere varsă. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Lectura a doua. Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine se va ridica împotriva noastră? El nu l-a cruțat pe propriul Său Fiu, ci l-a dat la moarte pentru noi toți. Cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu El? Cine va aduce învinuire împotriva aleșilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este Cel care îndreptățește. Cine va rosti sentința de condamnare? Hristos Iisus a murit, ba mai mult, El a înviat. Stade de-a dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine așadar ne va despărți de dragostea lui Hristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrâncăminte, primejdea ori sabia? Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit pe noi. Că sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, nici înălțimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cuvântul Domnului. Noastră este în ceruri, de unde l-așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru, Iisus Hristos. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus le-a spus ucenicilor săi: fiți gata, îmbrăcați și cu făcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, gata să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Fericiți sunt servitorii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind. Vă spun adevărul, își va lua haina de lucru, le va porunci să se așeze la masă și îi va servi. Fie că va veni la miezul nopții, fie că va veni spre ziua și îi va găsi veghind, ferice de ei. Voi știți prea bine, dacă stăpânul ar ști în care ceas vine hoțul, nu ar lăsa să-i spargă casa. Deci și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Cuvântul Domnului. In te, Domine, speravi, non confundar in eternum. În tine, Doamne, am nădăjduit, nu voi regreta în veci. Excelențele voastre, cucernici, părinți, concelebranți, îndoliată familie, îndurerată asistență, suntem prezenți în această dimineață în catedrala noastră pentru a celebra în spirit de credință funeraliile mult prețuitei doamne Mariana, care în cursul zilei de marți și-a încheiat prea devreme etapa temporală mărginită a existenței sale,
trecând pragul către veșnicie, către nemărginit. Sunt convins că nu puțini sunt cei care rămân în continuare uimiți de numeroasa și variata asistență. Iată trei episcopi, mai mulți preoți în Sfântul Altar, colegi din prezent sau din trecut, cadre didactice preuniversitare și universitare, prieteni, cunoscuți și colaboratori, alături de rudele și familia îndurerată. Este firesc să fie așa, deoarece este un ultim moment, un prilej deosebit, extraordinar, care, iată, ne adună pe mulți dintre cei care am avut fericirea să simțim și să beneficiem de prietenia Doamnei, arătată în multe chipuri de-a lungul vieții sale, în ce mă privește cu precădere în etapa jertfirii sale ca director pe altarul distinsei instituții Școala Normală Vasile Lupu din Iași. Desigur, este un moment trist, cum tristă este orice despărțire. Pentru că dacă, așa cum spun versurile unui cântec spaniol, algo se muere en el alma cuando un amigo se va, ceva moare în suflet atunci când pleacă un prieten, cu atât mai mult sufletul simte că moare ceva în el, atunci când mai mult decât un prieten pleacă definitiv pe acel drum fără întoarcere, care este moartea. Cu toate acestea, pentru noi, cei adunați aici, care credem cu tărie și mărturisim adevărul învierii, acest ceva mult care a murit în sufletul nostru atunci când am primit vestea morții Doamnei Mariana, știm că este înlocuit de speranța revederii în paradis, de încrederea în milostivirea judecătorului suprem, în ale cărui brațe paterne nădăjduim că se odihnește deja sufletul Doamnei Mariana. În Tine, Doamne, am nădăjduit și nu voi regreta în veci. Sunt cuvintele binecunoscute ale psalmistului, pe care Doamna Mariana le-a ales să fie gravate pe piatra mormântului, unde își va odihni trupul greu încercat de suferință până la momentul învierii de apoi. Sunt cuvinte puține care spun mult, care spun totul. Sinteza perfectă a unei vieți dăruite, chintesența unei vieți de credință trăită în iubire față de Dumnezeu și față de aproapele, conform capacităților și inimii sale generoase. Am ascultat la prima lectură de astăzi un fragment din Cartea Înțelepciunii, un fragment pe care personal l-am găsit potrivit pentru sufletul și viața Doamnei Mariana. Spunea autorul cărții că sufletele celor drepți sunt în mâna lui Dumnezeu. Și chiar dacă în fața oamenilor au trecut drept pedepsiți, nădejdea lor i-a dus la nemurire. Cei care își pun încrederea în Domnul vor înțelege adevărul, iar cei care îi sunt credincioși vor rămâne în iubirea Lui, căci harul și îndurarea sunt răsplata aleșilor Săi. Sunt încredințat să spun că da, poate că suferința din ultimii ani a fost văzută de către unii drept pedeapsă. Avem cu toții uneori tendința să facem asemenea asocieri. Doar bunul Dumnezeu cunoaște adevărul și cred mai degrabă că a ales să o pună la încercare și a găsit-o vrednică de El,
pentru că acele cuvinte gravate în piatra funerară care îi străjuiește mormântul nu sunt doar un citat ales la întâmplare, ci reprezintă crezul și modul în care și-a trăit viața, în toată complexitatea ei. În Tine, Doamne, am nădăjduit, nu voi regreta în veci. Sunt cuvintele pe care atunci când vom merge să facem o rugăciune și să aprindem o lumânare la locul său de veci, ne vor îndemna și pe noi să nutrim aceeași nădejde în Dumnezeu, singurul care niciodată nu dezamăgește, singurul care niciodată nu greșește, singurul față de care nu vom putea niciodată să regretăm că am ales să ne încredem în El, să-L iubim și să-L slujim cu întreaga noastră ființă în întreaga noastră viață. Pentru că, așa cum am repetat cu toții la psalm, El este păstorul datorită căruia niciodată nu vom duce lipsă de nimic. Păstorul care se îngrijește cu iubire și dăruire să nu ne lipsească niciodată cele de trebuință trupului și sufletului. El este păstorul în prezența căruia nu ne este teamă de nimic, cu o singură condiție, să-L alegem pe El și să ne abandonăm total sufletul, viața, în grija Sa. Astfel încât, așa cum le amintea Sfântul Apostol Paul romanilor în fragmentul din cea de-a doua lectură, știindu-L pe El, pe Dumnezeu de partea noastră, cine s-ar putea ridica împotriva noastră? Cine ar putea să ne despartă de dragostea lui Hristos? Avem aceeași convingere a Apostolului că nimeni și nimic, nici moartea, nici vreo altă făptură, nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dar, iubiți frați, pentru a avea această nădejde, pentru a avea această siguranță, noi, cei care din mila Sfântului, am rămas să ducem în continuare lupta cea bună pe acest pământ pentru a primi la sfârșit cununa Învingătorului, suntem îndemnați cu iubire de Mântuitorul să veghem, să ne pregătim, să fim gata ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, gata să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă, așa cum am ascultat în Sfânta Evanghelie de astăzi. În Tine, Doamne, am nădăjduit, nu voi regreta în veci. Pentru Doamna Mariana, aceste cuvinte și-au încheiat menirea pământească. Au încetat să mai răsune în adâncul conștiinței pentru a determina o trăire și viață conform cu cele ce enunță. Pentru Doamna Mariana, cuvintele acestea au căpătat acum o rezonanță veșnică. Pentru noi, cei rămași în viață, aceste cuvinte ar putea să ne răsune ca un testament, ca o provocare, ca un îndemn, o chemare la a înțelege că tot ceea ce reușim să întreprindem de-a lungul vieții capătă valențe eterne atunci când se face cu nădejde în Dumnezeu și din iubire față de El. În Tine, Doamne, am nădăjduit, nu voi regreta în veci. Amin. Odihna cea veșnică, dăură posatei Mariana, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Fraților preaiubiți, în lumina textelor pe care le-am ascultat,
și a cuvântului Părintelui Decan, paroc și profesor. Acum ne unim într-o rugăciune comună. Toți aceia care au murit în Hristos rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. Rugăciunea pe care astăzi o înălțăm pentru odihna sufletului său, voim să ne amintim în chip deosebit de ea, care a mers înaintea noastră cu semnul credinței, ca să se bucure în veci în împărăția celor drepți. Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor celor care mor întru Tine, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-ne ca în faptele noastre să nu uităm de viața viitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Descoperă-le tuturor popoarelor puterea cu care L-ai înviat pe Fiul Tău și călăuzește-le pe calea mântuirii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemn la fapte bune și la încredere în Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Răsplătește cu bucuria veșnică pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii noștri care au trecut din lumea aceasta. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește ai primi în lăcașurile veșnice pe toți răposații noștri. Te rugăm, ascultă-ne! Primește la Tine și sufletele de care nimeni nu-și mai aduce aminte. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește ai dărui iertarea păcatelor și odihna veșnică slujitoarei Tale, Mariana Georgeta, pentru care se celebrează această sfântă liturghie. Te rugăm! Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău pe care Biserica o aduce pe Sfântul Altar, Te rugăm prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria și a tuturor Sfinților să eliberezi sufletul răposat de Mariana de orice legătură a morții, primind-o în lumina fericirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amen.
rugați-vă, fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Îți oferim, Doamne, cu umilință aceste jertfe pentru slujitoarea ta, Mariana. Ea nu s-a îndoit că Fiul tău este Mântuitorul cel iubitor de oameni. Implorăm de la bunătatea ta harul ca ea să-l afle acum ca judecătorul milostiv, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, în El ne-a strălucit speranța învierii fericite, astfel încât pe noi, ce întristați de certitudinea morții, să ne mângâie făgăduința nemuririi viitoare, căci viața credincioșilor de Doamne se schimbă, nu se pierde, și după destrâmbarea nestatornicei locuințe pământești, le este pregătit un lăcaș veșnic în ceruri. De aceea cu îngerii și arcanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale zicând fără încetare. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roada Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
El dându-se de bunăvoie spre pătimire a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în aminte. Misterul celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitoarea Ta, Mariana, pe care ai chemat-o astăzi la Tine din această lume. Îngăduie că, după cum prin botez a fost unită cu Fiul Tău într-o moarte, la fel să devină părtașă de învierea Lui. Memento etiam fratrum nostrorum, quinspe resurrectionis dormientur, omniusque in tua miseratione defunctorum, et eus in lumen vultus tui admitte, omnium nostrum, quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vite mere amur, esse consortes et te laudemus e glorificemus per filium tuum Iesum Christum. Prena Christos, cu Christos și în Christos, ție Dumnezeule, Tată tot te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre. Pentru că ajutați de milosibirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine, va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să-i întâi, dar spune numai un cuvânt.
ne rugăm. Doamne Dumnezeule, în taina trupului Său, Fiul Tău ne-a lăsat merinde pe calea veșniciei. În bunătatea Ta dăruiește-i, sorei noastre Mariana, harul să ajungă prin ea la ospățul veșnic al lui Hristos, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Preasfințite Petru, Preasfințite Aurel, Excelențele voastre, îndurerată familie, întristată adunare. Suntem astăzi aici pentru a o conduce spre drumul către veșnicie pe cea care a fost doamna profesor dr. Mariana Purțuc. Elevi și profesori deopotrivă, colegi din școli și din universitate, prieteni sau doar simpli cunoscuți, colaboratori ai domniei sale de acum sau de acum 20-30 de ani, simpli creștini și reprezentanți ai Bisericii. Aducem un ultim omagiu celei care, prin neobosita sa ființă, a format zeci și sute de elevi, studenți, viitori învățători și dascăli consacrați. Vestea trecerii spre cele eterne ne-a luat prin surprindere pe noi toți. Sutele de mesaje au năvălit unele peste altele, toate în semn de profund regret și mai ales de apreciere a tot ceea ce a reprezentat omul și profesorul Mariana Purțuc. Dascăl dăruit, intelectual rafinat, metodician cunoscut la nivel național, filolog erudit cu o cultură vastă, doamna profesoară Mariana Purțuc nu a încetat niciodată să învețe pentru sine, pentru a-și prolifera cunoașterea în ceilalți elevi, studenți, învățători. Susținerea tezei de doctorat către apusul carierei domniei sale spune mult. Director de școală normală timp de 8 ani, metodist al inspectoratului școlar și membru în comisii județene și naționale de specialitate. Doamna Purțuc rămâne pentru școala pe care a iubit-o mai mult decât orice pe lume, cel mai inovativ director din toate timpurile, prin dezvoltarea școlii de învățători, prin introducerea învățământului liceal romano-catolic, a școlii post-liceale pentru învățători și educatori și multe altele. Existența s-a așezat temeinic pe știință și credință. A pus în valoare, dincolo de profesionistul, profesorul Mariana Purțuc, omul. Prin ochii elevei de liceu am văzut la vremea aceea nu doar frumusețea chipului, ori delicatețea mâinilor, ci și exigența sa, respectul pe care îl purtam cu toții, dar mai ales grija și ajutorul necondiționat pentru copiii veniți la școală de prin toate satele județului. Ca profesor, din cancelaria ce astăzi vă așteaptă să-i deschideți ușa, doamnă profesor, am văzut directorul determinat și implicat până la contopirea ființei cu instituția să arate lumii întregi ce buni, speciali și unici sunt normaliștii. De pe culoarele inspectoratului v-am simțit pașii apăsați și vivacitatea omului resursă, care poate duce mult și bine pe umerii săi, pentru a fi temelie în formarea altora. Dorința de a face bine, optimismul, îndârjirea și perseverența, curiozitatea, starea de învingător, voința de fier și câte altele v-au făcut un om special.
Personal, întâlnirea cu doamna profesor mi-a schimbat devenirea profesională în mai multe etape ale vieții. Am avut șansa unor reușite care îi se datorează și domniei sale. Vă mulțumim, doamnă profesor, pentru tot ce ați făcut și ați sădit în noi, discipolii dumneavoastră. Trandafirii galbeni pe care știm că îi adorați, vă stau acum puși la căpătâi de noi toți care am avut șansa întâlnirii cu dumneavoastră. Privirea dumneavoastră pătrunzătoare, dar plină de înțelegere și iubire necondiționată, va rămâne pururi în memoria noastră afectivă. Se spune că preoții și profesorii nu mor niciodată. Doamna profesor Mariana Purțuc, omul vorbei și al faptei, un mare creștin și dascăl, rămâne perpetu prin ceea ce a dăruit celorlalți nouă. Drum lin către cer, doamnă profesoară, Dumnezeu să vă așeze între aleșii săi. Nemângâiată familie, onorată asistență. Sunt oameni pe care îi întâlnim în momentele fundamentale ale existenței noastre și pe care îi purtăm apoi toată viața în sufletele noastre, chiar dacă nu-i mai putem atinge, chiar dacă nu-i mai putem îmbrățișa, chiar dacă nu le mai putem spune cât de mult a însemnat întâlnirea lor pentru viața noastră. Un asemenea om a fost pentru foarte mulți dintre cei prezenți doamna profesoară Mariana Georgeta Purțuc, la căpătâiul căreia ne reculegem astăzi pentru a ne lua rămas bun. Doamna profesoară Mariana Purțuc a predat limba și literatura română și metodica predării acestea vreme de peste 30 de ani în școala normală de la Iași, cu o inegalabilă competență profesională și cu o neobosită dăruire umană. Doamna profesor Mariana Georgeta Purțuc a îndrumat zeci de generații de învățători și educatori cu exigența ei binecunoscută, dar și cu generozitatea mentorului de excepție, care știe că lecțiile domniei sale nu pot fi uitate niciodată. A fost unul dintre directorii longevivi ai școlii normale de la Iași, tocmai pentru că a înțeles că menirea domniei sale la conducerea acestei școli va depăși granițele de spațiu și timp din existența acesteia. A iubit școala normală și a crezut în puterea acesteia de a renaște prin oamenii săi și de a-și exercita în continuare forța de atracție pentru tinerii motivați să devină învățători, chiar și în vremurile cele mai neprielnice. Doamnei director Mariana Georgeta Purțuc îi datorăm în foarte mare măsură acuratețea și continuitatea modelului de la Iași de pregătire a învățătorilor și educatoarelor. Doamnei director Mariana Georgeta Purțuc îi datorăm și înființarea specializării teologie romano-catolică, specializare care completează profilul distinct al școlii noastre de peste 20 de ani. Exigentă și exemplară, așa cum o știm, va veghea mereu la tot ceea ce vom face noi, discipolii, fie că suntem absolvenți, elevi, studenți sau profesori.
Lăsându-o acum să plece, îi dăm o ultimă dovadă de iubire. Deși o singură lecție n-a mai avut răbdare să ne predea, și anume lecția în care ar fi trebuit să învățăm cum să ne putem lipsi de personalitatea puternică și inconfundabilă a domniei sale. Ori de câte ori ne va fi dor, va rămâne amintirea crezului său, ocrotitor pentru noi toți, pe care l-am citit în rândurile scrise de doamna profesor în urmă cu ceva vreme și pe care vă rog să-mi permiteți să le împărtășesc și dumneavoastră. Sufletul școlii normale mă atrage calmant sau răscolitor, mă atrage prin forța coeziunii clădită pe generații. Știu că atracția este reciprocă și mă simt mândră că aparțin acestei școli. Există școli nepăsătoare și școli care se consumă și ard pentru fiecare lucru. Dar școala noastră este o școală lumină peste timp. Cel puțin așa ne este dat nouă să o simțim. O școală frumusețe, o școală spirit. Puține lucruri din viața de pe pământ se pot apropia în frumusețe cu prietenia dintre o școală și dascălii săi, de prietenia dintre o școală și discipolii săi. Spiritul normalist dă forță acestei legături. Spiritul normalist a fost, este și va fi liantul generațiilor ce au trecut pragul acestei școli. Important este să credem în valoarea sa, să sperăm în eternitatea sa și conștienți, fiind că în univers orice punct este centrul său, să luptăm pentru păstrarea lui proaspătă în timp. Adâncă recunoștință, scumpă doamnă profesor și director Mariana Georgeta Purțuc, Dumnezeu să vă odihnească și Dumnezeu să dea putere familiei îndoliate de a trece peste pierderea suferită. Vă mulțumesc! Excelențele voastre, cucernici părinți, concelebranți, invitați, profesori, aici la acest colegiu pedagogic Vasile Lupu, domnule Miti, stimate prezent persoane care reprezentați învățământul, mă bucur să o salut pe doamna Camelia Gavrila, care a lucrat mult cu Răposanta Mariana. Mă bucur să aduc un gând de prețuire, doamna inspector general, actual Genoveva Farcaș, care știu că a prețuit-o. Și sigur că să ne bucurăm că doamna director Colegiului Pedagogic Vasile Lupu a avut-o alături și a spus și cuvântul său. Ar mă bucur mai mult să vă aduc dumneavoastră, tuturor celor care veniți din familie și celorlalți care ați cunoscut-o pe Mariana, un gând de prețuire. Și aș vrea să spun, să primiți și o lecție. O lecție de demnitate, de muncă, de sacrificiu, de iubire a celor ce urmează să fie în societate oamenii zilelor de mâine, în școală. Este profesoara Mariana o chemare pentru toți cei care au asemenea misiune. Prezența preoților noștri aici, care vedeți că sunt numeroși, practic, au simțit în profesoara Mariana una dintre acele persoane care au știut să mențină flacăra demnității, a slujirii, a credinței. E sigur că pentru noi a fost
mereu o bucurie și o încurajare. A avut și greutăți, domnul inspector general poate să spună, trecut și, da, ea a trecut peste toate. Și am vins și greutatea grea a suferinței până în ultima clipă. După câte sunt informat, s-a întors de acasă să meargă să încheie mediile celor pe care ea, pe elevi și eleve, i-a ajutat să se pregătească. Un exemplu de dăruire, de dăruire cu adevărat exemplară. Am început aceste cuvinte ale mele cu un cuvânt care se datorează unui mare teolog al zilelor noastre, un episcop, care activa și în Anglia, aparținând de Patriarhie de Constantinopol, și anume Calistos, care are multe lucrări. Iar una din aceste lucrări, sigur, prezintă adevărul despre moarte și viață. O despărțire care nu este despărțire. O despărțire temporală, pentru că moartea pentru creștini și numai pentru creștini însemnează o poartă de intrare într-o viață fără de sfârșit. O poartă de care ne-a vorbit Hristos și vorbește mereu în cuvântul Său și în Evangheliile Sale și pe care Biserica o prezintă ca una dintre cele mai mari mângâieri ale noastre. Omul nu trăiește degeaba. Omul nu dispare. Omul nu are un sfârșit ca să fie uitat. Omul are un destin veșnic. Pentru că omul poartă în sine imaginea lui Dumnezeu, care însemnează iubire, care însemnează viață, care trece prin toate ca să poată continua în împărăția cerurilor. Nimeni n-a rezolvat enigma morții decât Iisus și învățătura creștină, care ne arată că omul, deși este trecător, el rămâne mereu veșnic pentru că are întrânsul calități dumnezeiești. Ca tare, suntem bucuroși astăzi să știm că Mariana a trăit acest lucru și l-a transmis și în suferințele lungi pe care le-a avut și în toată viața ei. Și sigur că pentru aceasta am venit să o înconjurăm cu rugăciunea noastră și să nu uităm. Cercetătorii istorici, etnofolclorici, cei care analizează profund realitatea vieții, spun că noi suntem aici o jumătate din familie, jumătate dincolo, în împărăția veșnică. De aceea ne îndreptăm spre ei. De aceea trăim speranța că îi vom vedea. Pentru că noi suntem uniți cu ei, despărțiți pentru un timp, care nu este o despărțire, ci este doar o dorință de continuitate și de fericire în împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că ați binevoit să o însoțiți pe răposata Mariana. Mulțumesc mai ales celor care au venit de departe, tuturor celor care fac parte din învățământul nostru, iată inspectoratului și doamnei Aurile, inspectoare de altă dată, cu legături așa de strânse cu acest colegiu. Mulțumim tuturor celor care sunteți aici ca profesori, dar mai ales ca studenți și elevi care ați avut bucuria de a avea ca profesoară, educatoare, formatoare. Grazie, Excelența Piero, grazie perché lei ha voluto partecipare a questa celebrazione.
sapendo che lei è responsabile, è stato responsabile con l'insegnamento cattolico in Italia, nella vostra zona, nella diocesi. Grazie perché lei ha accettato di aggiungere la preghiera per questa anima mariana. Mulțumim tuturor seminariștilor și sigur rectorului și tuturor celorlalți părinți din colegiile și școlile noastre din Iași. Și acum, cu această încredere că Dumnezeu îi primește pe cei care îl iubesc pe El, o însoțim pe Mariana cu rugăciunea noastră astăzi, dar nu uităm niciodată, nici în viitor, căci ea și-a pus speranța în Domnul și ne îndeamnă ca să ne punem și noi mereu în Domnul. Odihna cea veșnică dă-i-o ei, Doamne! În veci amintirea ei. Amin. Un detaliu referitor la ceea ce va urma, în speranța că totul va decurge așa cum este planificat, la ora 12, sicriul va fi prezent în capela catolică din cimitir, de unde se va face ceremonia în humării, astfel încât toți cei care veți dori și veți putea să luați parte, să ajungeți acolo. Fraților prea iubiți, ne îndeplinim acum datoria creștinească de a îngropa pe cei morți. Rugăm stăruitor pe Dumnezeu, pentru care toate trăiesc, ca pe această sora noastră, Mariana, pe care o mormântăm, să o învie glorios cu puterea sa în ziua de apoi și să o așeze în rând cu sfinții și aleșii săi. Ne mai rugăm ca la judecată să fie îngăduitoare cu ea, pentru că răscumpărată din moarte, iertată de păcate, împăcată cu Tatăl, să fie purtată pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul. Eu însă mă voi vedea și în altul și ochii mei îl vor privi. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Doamne, îndură-te de ea. Doamne, îndură-te de ea. Tatăl nostru, Părinte prea milostiv, în
mâinile tale încredințăm sufletul sorei noastre, Mariana. Suntem adânc convinși că ea va învia în ziua de apoi, împreună cu toți cei morți în Hristos. Îți mulțumim pentru toate binefacerile cu care ai copleșit-o pe slujitoarea ta în această viață pământească, în așa fel încât ele au devenit pentru noi semnul bunătății tale și dovadă a fericirii de care se bucură cei uniți cu Sfinții în Hristos. Ascultă cu milă, Doamne, rugăciunile noastre, deschide slujitoarei tale, Mariana, porțile Paradisului, ca și noi care rămânem încă în viață să ne mângâiem unii pe alții cu adevărul credinței, până când ne vom întâlni cu toții în împărăția sa în Hristos și astfel să fim întotdeauna cu tine și cu sora noastră, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică, dă-i-o-i, Doamne! În pace. Amin. Sufletul ei și sufletul tuturor credincioșilor noștri răpățați prin mila lui Dumnezeu să se odihnească în pace. Amin. Amin.